În ultimele patru zile ale săptămânii trecute a avut loc la Giurgiu turul campionatului național de seniori la tenis de masă, o competiție extrem de disputată și în același timp una foarte puternică. La masculin au participat 16 echipe din toată țara, împărțite în două serii și 8 echipe la feminin, între competitori aflându-se și echipe din Giurgiu la fiecare categorie. Timp de patru zile, iubitorii tenisului de masă au putut asista la meciuri de prim rang și foarte spectaculoase. Au fost niște meciuri foarte disputate, absolut la toate categoriile. Mă refer la categoria de fete, categoria separată de băieți. La finalul concursului pot spune că sportivii noștri au jucat destul de bine, nu nici slab, nici foarte bine. De fapt, și clasarea la băieți, dacă este undeva mediu, în sensul că am ieșit poziția 5-a, la fete am ieșit poziția 3-a, am jucat fără cea mai bună jucătoare a noastră, Popa Adela. În seria din care a făcut parte echipa giurgiuveană la masculin, primele trei locuri au fost ocupate de Farul Constanța, TTT București și Clubul Sportiv Șomuz Fălticeni. Concursul s-a desfășurat în sistem turneu, fiecare echipă jucând cu toate celelalte partenere din serie.